Bine v-am găsit aici la Empik, sunt Varujan Voscanian din România. Cred că literatura Europei Centrale și de Est poartă, spre deosebire de literatura din Vest, amprenta realităților din ultimele decenii de după război. La mari scriitori ai acestei zone a Europei Centrale și a Balcanilor, că e vorba de Milan Kundera, că e vorba de Hrabal, că e vorba de Ismail Kadarı și de alții, există această melancolie a libertății. Literatura Europei Centrale e diferită de literatura occidentală și nu numai, din cauza faptului că împrejurările în care am trăit atât noi în România cât și voi în Polonia au fost împrejurări speciale, împrejurări tragice după cel de-al doilea război mondial. Noi am trăit în dictatură, adeseori în teroare și am avut experiențe unii dintre noi înfiorătoare. Же з поводу нашої скомплікованої і тяжкої історії, ну, маємо то досвідчення, нестети дуже багато. І więc не диві, що так вільно вспанялий і власне не якийсь такий розривковий, а власне поважної літератури повстає власне в Європі Східковій. Pisarzy nie po raz pierwszy, ponieważ druga edycja Angelusa tutaj w salonie w Empiku. Jest to bardzo miłe, ponieważ mogę spotkać osoby, które tak naprawdę znam tylko z kart powieści. Myślę, że spotkanie było bardzo satysfakcjonujące. Najbardziej podobało mi się czytanie, ponieważ jako, że interesuje mnie języki obce mnie interesują, to miło było bardzo usłyszeć te języki na żywo. Nie wszystkie rozumiem, zwłaszcza litewskiego zupełnie nie rozumiem. Faptul că a apărut acest premiu Angelus, pentru care îi felicit pe cei care l-au pus la cale, mă face să cred că există o tendință de schimbare a centrului de greutate a literaturii europene, cel puțin, dinspre vestul care dădea tonul în perioada de până la căderea zidului Berlinului, către estul central și estic din anii noștri, fiindcă esticii au o mulțime de lucruri de povestit și au o mulțime de lucruri pe care să și le împărtășească unii altora.